Wow! Mamă, ce culoare! Wow! Asta pentru Revelion. Pentru domnițele care vor să fie sclipitoare în noaptea dintre ani. Super, ăsta o să-l iau și pentru mine, îmi place foarte mult. Eu sunt chiar nebunită după culoarea roșie. Emblematicul Chanel numărul 5. Oh, hai, simte și tu. Oh my god, super. Ce parfum, mamă. Extraordinar. Ce ambalaj. Ăsta este de la Kilian. Este un nou model de parfum. N-am mai văzut așa ceva. Doamne. Deci cum s-au gândit să facă chestia asta? Parcă este un globuleț de iarnă. Dar ce scrie? Kissing Burns. Oh. Am ajuns în lumea blugilor. Bună ziua. Vreau și eu ceva mai gros. Vezi, ce o să-mi cumpăr eu acum de la Visage Mica? Dar știi ce aș vrea? Aș vrea un ruj albastru. Uite, am o geacă albastră, sunt toată în stil, da... jeans, blue, jeans. Și vreau și eu un ruj albastru. Am văzut ceva acolo când am intrat, mi-a sclipit așa noi. Totuși n-am putut să plec fără ca să-l mai probez și pe ăsta, să văd cum îmi stă. Da, ăsta e super. Wow, Crăciun de poveste la Shopping Moldova. Asta. În perioada 4 decembrie 14 ianuarie, fă cumpărături în sumă minimă de 300 de lei și participă la tombola aniversară. Păi eu am făcut cumpărături de aproape 5.000 de lei, chiar mai mult. Premiul cel mare 10.000 de euro. Deci vreau să particip. Gata, participați și voi și hai să câștigăm. Fetelor, în acest magazin merită să intrați. Guess, vorbește de la sine. Hai să vedem ceva pentru mama. Ea la fel colecționează genți și îi plac mai colorate, da? De exemplu asta albastră. Mersi, la mulți ani, sărbători fericite! Hai să cumpărăm ceva și pentru bărbați, bărbații familiei!
un fular, o cămașă sau un pullover. Vedem ce găsim. Bună ziua! La mulți ani! Unul pentru tata, pentru iubii și pentru cumnatul meu iubit. Uite ce cadouri drăguțe! Perfect! Și eu vă mulțumesc! La fel! Da! Pa! Ce dor mi era de Istanbul, în sfârșit! Uite ce frumusețe pe aici, mamă! Merhaba! Noi vorbim în turcește! Da, desigur! Dar ce ai zis? Hoşgel deniz, bine ați venit! Te șechiure de rim! Vreau și eu să iau un loc, da. Dar după shopping, vă dați seama, da. Cum mă simt, mă doare spatele, mă doar picioarele. Dați-mi ceva calmant, un ceai. Bine. O vorbă dulce. Mulțumesc. Antep este orașul de unde provine baclavaua. Și dacă nu știați, baclavaua trebuie mâncată cu mâna. O întoarcem așa invers, da? Este în straturi. Și mușcăm din ea cu pasiune. Mamă, ce bună! Fiecare an, de fapt, eu sunt inițiatoarea și cea care vine cu daruri alese de la Moș Crăciun. Eu întotdeauna zic că sunt mesagerul lui Moș Crăciun. Am ales gamele potrivite pentru fiecare. Iar surioara, care este deja însărcinată, ne-a dat vestea cea frumoasă și cea mare, că ne-a pus jos de bucurie. O să-i placă rujulețul pe care l-am ales. Pentru o mămică însărcinată, un ruj care sclipește pe buze chiar este unul foarte potrivit. Și cu această ocazie vă îndemn să fiți cât mai generoși, nu doar de sărbători. În general, eu am învățat de la profesoara mea, doamna Paulina Zaftoni, că fiecare zi trebuie să fie o sărbătoare. Și dacă nu ți-o face cineva această sărbătoare, creează-o singur! Viața este frumoasă, trebuie să o trăim intens, mai ales că suntem într-o lună atât de frumoasă, atât de colorată, atât de sclipitoare și atmosfera de sărbătoare e în casele fiecărui om și în inima noastră. Eu vă spun la mulți ani! Vedem ce îmi prezice viitorul, da? Hai să aleg culoarea asta, asta e una din culorile mele preferate. Cum pot să primesc eu așa mesaj? Nu căuta dușmani externi, privește înăuntrul tău ca să înțelegi ce îți împiedică dezvoltarea. Deci trebuie să învăț ceva din mesajul ăsta pentru anul următor, să nu mai fac ce am făcut, nu? Și să mă gândesc. Interesant, destul de înțelept. O să-l păstrez. Și o să-l visez la noapte, o să primesc răspunsul în vis.